Vă salut prieteni dragi, bine v-am regăsit la un nou vlog, numele meu este Alin și astăzi vom face un vlog puțin mai special cu ceva mai multe informații ca de obicei din Casa Puterea Dragostei. O săptămână pot spune că am lipsit, nu prea am mai dat informații și uite așa s-au adunat informațiile. Avem concurenți noi, avem pe Cristian Comonici, cu cine credeți că va face un cuplu și se va cunoaște. Nu o să vă vină să credeți, din punctul meu de vedere, nu mă așteptam niciodată la așa ceva. Despărțiri multe pe bandă rulantă, concurenți foarte importanți care s-au despărțit, și acum mai nou, unii dintre ei se amenință. Noua concurentă, după cum bine vedeți, și dumneavoastră aici. Deci, nu vă rămâne decât să rămâneți pe la sfârșit, să, să ascultați vloguri, iar cei care nu sunteți abonați la acest canal, nu vă costă nimic să vă abonați pentru informații suplimentare din Casa Puterea Dragostei, cât și de la Survivor. Dragi prieteni, după cum bine vedeți aici, aveți fotografie cu noua concurentă, noua concurentă se numește Adelina, face facultatea în București și a intrat în Casa Puterea Dragostei spune ea pentru Paul, după cum bine o să vedeți, ea o să și danseze cu Paul la intrarea ei în Casa Puterea Dragostei, cel mai mult probabil o să o vedeți de săptămâna viitoare, undeva după data de 16-17 mai, undeva după gală, a spus că se cunoaște cu Radu undeva de 2 ani de zile, eu o să vă las și pe Instagramul meu, Instagramul se numește Culise TV pentru cei care doriți să comunicați cu ea, o să vă las și Instagramul ei pentru a comunica cu ea, așa că nu vă costă nimic să intrați și pe Instagramul meu, să apăsați acolo butonul de urmărire pentru că și acolo postez aproape zilnic și de ce nu să intrați să-i puneți sau să-i adresați întrebări, probabil sunt convins că o să vă răspundă pentru că toți cam cei care intra acolo în Casa Puterea Dragostei în mare parte au nevoie de susținători. Deci, noua concurentă se numește Adelina. Și acum, dragii mei prieteni, primul cuplu care nu mai este împreună și s-a despărțit, după cum bine vedeți, este vorba despre Alexandra și Codruț, din ceea ce am înțeles eu nu-și mai vorbesc nici măcar în emisiune și nici la hotel. Acum nu știu câte de fake sau dacă este strategie, dar după cum bine ați văzut și dumneavoastră, a apărut acel clip în data de sau în gala din data de 9 mai cu acel băiat din Italia unde a cam dat totul peste cap. Se pare că Alexandra ascunde anumite lucruri față de Codruț, iar în emisiune Alexandra o să vedeți că îl cam amenință pe Codruț, că dacă ar spune ea despre el anumite lucruri și așa mai departe, aceeași, circa același, nu știu, mi se pare că am mai văzut faza asta de foarte multe ori la Alexandra și la Codruț, se ceartă, strigă, se împacă totul bine și frumos. Deci Alexandra oarecum cumva la amenință că l-ar avea la mână cu ceva pe codruț, probabil doar ca să închidă gura ca ea să nu-și piardă susținătorii dând codruț în ea. În felul ăsta probabil nu va mai fi favorită pentru că sunt convins că și codruț știe foarte, foarte multe lucruri despre ea. Deci în acest moment pot spune în proporție de 100% că Alexandra și Codruț nu mai formează un cuplu. O să vedeți la televizor, va urma sau vor urma câteva scandaluri mari, mari, mari de tot. Următorul cuplu unde s-a rupt lanțul de iubire, pur și simplu, dacă asculti varianta celor doi, unul spune într-un fel, unul în alt fel, nu vreau să intru în amănunte, dar din ceea ce eu am înțeles, acest cuplu s-au despărțit normal pe cale amiabilă, în acest moment din ceea ce am înțeles eu nu ar fi nicio șansă de împăcare, dar nu se știe niciodată. Mie, sincer vă spun, acest cuplu romeo Andrea mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar până la urmă, dacă nu este înțelegere cu forța, nu se poate face nimic. Vreau să-mi lăsați și dumneavoastră în comentarii de cine vă pare rău cel mai mult că s-au despărțit sau care cuplu credeți dumneavoastră că a fost cel mai sudat cuplu și acum vine marea, marea bombă după cum bine vedeți și dumneavoastră pe ecran aici Cristian Comănici este în cunoaștere dragii mei prieteni cu Adriana, sora Alexandrei nici mie nu mi-a venit să cred, dar se pare că da, este adevărat o să vedeți tot de săptămâna viitoare cred că tot după gală nu știu exact cum se va difuza sau cum se difuzează aceste episoade, după cum bine știți, sau că am decalat puțin filmările, dar că o să vedeți că așa ca printr-o minune, Cristian Comunici și Adriana au devenit foarte, foarte, foarte apropiați și sunt aproape de a face, pot spune, o relație. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să se întâmple acest lucru, este o relație fake, deci dacă vreți părerea mea asta nu înseamnă că eu am și dreptate, dar din punctul meu de vedere cred că este o relație fake. Probabil să termină emisiunea, este pe sfârșit, se apropie finala și pentru Adriana dă bine să termine cu o semirelație, pentru Cristian Comănici la fel dă bine să termine și el cu o relație așa de dragul lumii, dar spre surprinderea mea, Mariana... Maria, mă scuzați, sau Mariana, fosta iubită de o săptămână sau două a lui Cristian Comănici, a cam început să facă crize de gelozie pe acolo prin casă, o să vedeți și dumneavoastră la televizor dacă se va da, certuri și așa mai departe, aici sincer vă spun, iar la fel se vede și falsitatea Mariani, pentru că eu am spus de la început că ea a stat cu Cristian Comănici oarecum de milă, el, probabil, sunt sigur că a iubit-o și a ținut la ea, iar acum, văzând că Cristian Comunici se apropie de Adriana, a început să facă tot felul de crize de gelozii și așa mai departe. Sper să se dea și aceste lucruri la televizor și sunt sigur că se va da, pentru că ei de asta au nevoie de circ, scandal și audiență. Iar Mariana, un mesaj, pentru că sunt convins că toți cei de acolo mă ascultă, dacă să lași la o parte aceste victimizări și așa mai departe, pentru că ai avut o mie de ocazii să te împaci cu el, nu ai făcut-o, deci gelozia din punctul meu de vedere nu cred că și are locul aici. Prieteni dragi, în mare cam acesta a fost vlogul, ar mai fi foarte, foarte multe lucruri de spus, doar că încerc să le fac cât mai scurte, ca dumneavoastră să și înțelegeți și să nu vă răpesc și timpul dumneavoastră, pentru că sunt conștient că timpul dumneavoastră este foarte prețios, așa că dacă doriți mai multe informații, mai multe amănunte, așa cum v-am spus și la începutul vlogului, puteți intra pe Instagramul meu, Instagramul se numește Culise TV. Atenție mare, contul este privat, nu poate intra oricine pe acest cont numai dacă dai accept pentru că am ales să am o comunitate care se respectă, care nu se înjură și așa mai departe. Cei care nu știți încă informații despre Survivor, atât cât putem și noi, informații despre puterea dragostei, concurenții noi, care, după cum bine vedeți, am anunțat, am dat în premieră revenirea Elenei pe teren la Survivor, nu vreau să vă plictisez mult, mai multe detalii sau pentru mai multe amănunte puteți intra încă o dată, vă spun, Culise TV, o să vă las linkul și în comentarii și în descriere unde puteți doar apăsa și a butonul de urmărire și automat eu o să vă accept cererea de urmărire. Prieteni dragi, vreau să vă lăsați și dumneavoastră părerea în comentarii, pentru mine este foarte importantă părerea dumneavoastră, după cum bine știți, răspund la toată lumea în funcție de timpul meu, la cei care nu răspund încerc cer scuze, pentru că eu sunt unul singur, voi sunteți câteva sute, Prieteni dragi, nu vreau să mai lungesc, numele meu este Alin și ca de obicei eu vă doresc multă, multă sănătate pentru că sănătatea este cea mai importantă. La revedere!